Știi ce mă enervează? Faza cu, ce faci? Te iei de biserică? Te vede cel de sus. O să faci bubă neagră, chelie și hemoroizi. Eu văd lucrurile altfel. Cred că ne luăm de un turnător ca Mache, un preot care nu face cinste nici organizației tâlharilor anonim din Tecuci. Dar minte să fie arhiepiscop, să reprezinte valori ca iubirea și onestitatea. Ce dracu e sfânt la individul ăsta, domn? Contestăm comportamente bolnave ale unei organizații. Să sancționez personaje toxice și derapaje instituționale, eu cred că e semn al dorinței de a schimba ceva, de a însănătoși societatea. Și lui Fimiu, când îi spun că nu-mi place un lucru în comportamentul său, nu îi zic că îl dau la schimb cu alți copii sau că urăsc copiii. Îi spun ce cred eu, tocmai în ideea că îmi doresc să fie un om mai bun și mai ales în ideea că și el vrea să fie un om mai bun. Nu suntem, toamnă, toți neam de hoți de derbedei. Te iei de armată? Nu! Mă iau de un general Ciucă, un tip care a plagiat, care se exprimă ca o motocoasă trecută pe GPL, un mincinos. Și fac asta în ideea că, în acest fel, ajut o instituție cum este instituția armatei. De ce însăși instituția armatei nu și-ar dori asta? Ar trebui să spună, mulțumim Mihai, nu dorim un mincinos printre generalii acestei țări. Cu plăcere armata română, aș zice eu, dar nu mulțumiți mie, ci Emiliei Șercan, cea care l-a prins pe Grăsuț. Rezumând, nu îl criticăm pe Ciolacu pentru că avem ceva cu democrația, ci tocmai pentru că el are ceva cu democrația. N-am nicio treabă. Îi criticăm pe oamenii politici în virtutea unei idei de societate democratică, nu pentru că nu am dorit să avem oameni politici. Nu e tocmai acesta rolul presei de a sancționa și de a face vizibile aceste boli care duc în timp o țară la spital? Nu de alta, dar n-avem nici spital. Eu unul nu doresc ca lumea să spună, ești jurnalist, cum e și Prelipceanu. Nu sunt cum e Prelipceanu. Să-i scăpăm pe copii de părinții lor, asta trebuie să facă școala. Atât de bun și incisiv, zic. Începe procesul Ancăi Dumitrovici, șefa secției oncologie a Spitalului Județean Suceava, cea care a fost filmată luând mită de 280 de ori în 20 de zile. Nici nu mai mergea la toaletă, își pusese Pampers. Credeți că doctorii se simt bine cu astfel de individă printre ei? Sigur nu. Te iei de doctorii din țara asta când deconspiri un doctor șpăgar? Sigur că nu. Acestea fiind spuse, o să mă iau din nou de Ciucă azi. Dar nici de cum de armata română, ori de militarii care își fac meseria în teatre de operațiuni, ci de un plagiator care își face meseria într-un teatru de popuși. Dansez, îmi place să dansez. O să mă iau și de Ciolacu, și de gagica lui Ciolacu. Mă rog, așa zic unii, eu nu cred. Domnul Ciolacu e cu poporul, nu are loc pentru altcineva. Și mă gagică. Se înțelege de aici că o trage doar poporului, nu? Lasă așa, e adevărat de fapt. Iar toate acestea, ca să vedem ce înseamnă presă făcută cu bani de la partide. Presa nu câine de pază al democrației, ci pudelul de companie al puterii. Salut, eu sunt Mihai Radu, iar voi vă uitați la ce ne enervează. Ia fiți atenți ce e în parte. România trece de la fapte la vorbe. România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Marian! Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Sunt prost. Breaking news. Noi nu suntem PSD-iști! PSD-iștii sunt dușmanii noștri! Mulțumesc mult tare de tot pentru tot! Lăsați domnul Ciolacu, că toți suntem în an cu alegeri, vom vorbi de aleasa inimii dumneavoastră. Dar înainte de asta, Ciucă, al doilea om în stat și președintele PNL. Ciucă e erou de război, așa ni s-a spus. Intră în politică acest luptător, această bestie a deșertului, șopârla Irakului, șocâtele Afganistanului. Ciucă a participat la, ghilimele, prima bătălie la care militarii români au luat parte după cel de-al doilea război mondial. În Irak, în bătălia de la Nasiria din mai 2004. 14-15 mai 2004. S-a făcut și un documentar. Documentarul care l-a născut pe eroul Nicolae Ciucă. Documentarul plecat de la un jurnalist Radio România,
jurnalist care mai târziu devine consilierul lui Ciucă la Ministerul Apărării. Ăla a fost un moment când militari din toate colțurile Americii au auzit de România. A fost un moment de penetrare maximă a României. Penetrare, da, penetrare maximă a fost. Vreau să vă spun că sunt indicii foarte, foarte solide care arată că această bătălie nu a existat. Pe 14-15 mai 2004 nu veți găsi nicio bătălie de la Nasiria. Pe site-ul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați sunt menționate toate luptele și toate bătăliile din acea perioadă, din acel spațiu. Pe 14-15 mai 2004 nu apare niciun Ciucă la Nasiria. Atât de mică a fost bătălia că nu e trecută nici în carnetul șefului de post din comuna respectivă. Ciucă e obișnuit să semneze meritele altora ca fiind ale lui. În cazul Nasiria, se pare că avem de-a face cu prima bătălie plagiată din istoria lumii. Mai întâi de toate, m-am plagiat. Bravo, domnule general Ciucă, dacă te-o chema Ciucă. In the first three hours, Charlie 1-2, an infantry unit, along with its attachments, had 18 KIA. Ce ați văzut sunt veteranii din bătălia de la Nasiria, pentru că da, a fost într-adevăr o bătălie acolo, la Nasiria, una chiar foarte mare, dar în anul 2003, cu un an înainte, deci, de bătălia nereperată a lui Ciucă. La acea bătălie au participat americani și englezi care s-au luptat cu rebelii irachieni. Nici urmă de vreun român sau de Ciucă. A, poate Ciucă a fost comandant la rebeli, doar așa. Ciucă! Ciucă! În adevărata bătălie de la Nasiria au murit 32 de soldați din partea aliaților. Au fost răniți 60, iar 6 au fost luați prizonieri. De partea rebelilor, pierderile au fost mult mai mari. Dar ce spune documentarul românesc despre bătălia lui Ciucă de la Nasiria? Chiar am fost nemuritori. Și să vă dați seama, să zboare peste 10.000 de gloanțe deasupra ta și lovituri de agheu și să n-aibă unu o zgârietură. Nu au existat răniți, morți, prizonieri. A fost mai degrabă o îmbrânceală militară. Ce s-a întâmplat în noaptea aia se asemănă mai mult cu o bătaie în trafic din Craiova sau cu noaptea de revelion în centrul Vaslui. Au fost defectate două transportoare în sensul că li s-au spart două roți. Asta e tot ce s-a întâmplat în bătălia care l-a făcut pe Ciucă erou național. Dați-mi voie să vă prezint această uniformă care a fost a domnului general Ciucă participând la lupta de la Nasiria. Sunt chiar bocanci pe care domnul general Ciucă i-a avut în perioada misiunilor din Irak. Urmează o mărturie care s-ar putea să vă afecteze emoțional. A executat foc, aia s-au speriat, au fugit, s-au dus acolo, țin minte, la un moment dat s-au dus să vadă cine trăgea și au găsit papuci de plastic, o pătură. Deci 10.000 de gloanțe și lovituri de agheu, după aia s-au dus să vadă de unde se trăgea și ce au găsit? Șlapi, o pătură, cremă de protecție solară 40% și o revistă cu sudoku și două peturi goale de Bergambier, sponsorul acestui conflict. Așadar, în fugă, batalioanele rebelilor au abandonat șlapii, probabil tehnica lor militară cea mai avansată după slipi și ochelari de soare. Pe bune, Nicule? Cea mai frumoasă vacanță a fost la mare, la Venus. Mamă, câta gârlă să cotesc azi ea! Toate aceste informații sunt publice, dar pentru că mare parte din presă trăiește din banii PNL și PSD, nu am văzut niciun scandal media pe acest subiect. Nicolae Ciucă, plagiator de doctorat, plagiator de bătălii. Într-o presă liberă, vă dați seama, cred că ar fi fost scandal pe toate posturile TV și eroul nostru era dat cu epoleții de toți pereții moralității. Nimic din toate acestea însă. Vă bucurați de o încredere substanțială din partea românilor. Domnul Radu. Nicolae Ciucă, premierul României. Acesta este motivul pentru care generalul Ciucă are un renume fantastic. A fost în teatre de operațiuni, a fost rănit generalul Ciucă. De acolo a pornit, de la bătălia, de la Nasiria. Alt caz. Gagica lui Nea Marcel, iubita domnului Ciolacu. Pe g4media.ro a apărut acum câteva luni ancheta cu titlul Un triunghi periculos. Ciolacu, Docuz, Negoiță. Și o licitație de 27 de milioane de euro la sectorul 3. Beneficiară, o mică firmă din Buzău, patronată de un fotomodel din Dubai.
Ancheta G4 Media o are în centru pe Sorina Docuz, fostă Miss Buzău, fostă soția lui Robert Negoiță, o fată cu mare lipici la contracte bănoase cu statul și la pesediști. Apropo, sora tipei e în Consiliul de Administrație de la Loteria Română. Această Sorina Docuz, ci că e nu doar apropiată a lui Ciolacu, ci chiar o mult prea apropiată, atât de apropiată încât nevasta lui Ciolacu nu are loc de ea lângă Ciolacu. Dacă vă deranjez, plec eu. Toți amicii îmi spuneau, măi Mihai, dar e amanta lui de câțiva ani, știe tot partidul. Omul s-a separat anul trecut de soția, acum e cu ea. N-are cum, spuneam eu. Poate nu vorbim de același domn Ciolacu. Hai mă Mihai, ești atât de naiv, pe bune. Eu nu și nu le-am spus. Refuză, cred că domnul Ciolacu ar da bani de la buget amantei sale. Refuză, cred că practic ar f***e pe banii noștri. Adică de nevasta ta nu mai te interesează. Tu dacă de când îți place o femeie, ești bogat, o cumperi. Voi vă dați seama despre ce vorbim? Presupusa amanta premierului, o tipă de 31 de ani, fostă Miss Buzău, fosta lui Negoiță, branșată la bani publici și asta nu. Nu e o știre pentru presa din România. Nu ne interesează. Transmitem gala laureaților concursului de flaude la Dăbuleni și o anchetă necruțătoare despre faptul că Jim Carrey și-a lăsat părul lung. Celebrul actor care s-a retras în ultimii ani din lumina reflectoarelor are acum părul lung. Ancheta despre Sorina Docuz plus Marcel Ciolacu egal love are toate aturile pentru audiență. Scandal politic cu premierul, zeci de milioane de euro din bani publici, amantlicuri la cel mai înalt nivel și poze pentru ăia care bălesc după nuditate. Și mă măgari, bă. Știrea a lipsit însă cu desăvârșire de pe toate televiziunile și doar câteva site-uri au preluat-o. Ei, stați liniștit, domnul Ciolacu, nu e ca și cum am avea înregistrări pe care să le facem publice. Mâine, la 5. Și câte nu ar mai fi de aflat, luând urma multor alte fete Miss din Buzău și despre cum au participat și ele cum au putut la politica județului. Cred că ar trebui să mă duc să vorbesc cu o publicație de-asta care se ocupă cu anchete. Dar hei, stați, că nu doar Ciucă e erou. Păi voi știți că domnul Ciolacu a murit la Revoluție? Am fost participant la Revoluție în 89. Pentru noi, ca să fim liberi și să spunem toate măscările astea despre el, a fost Revoluție în Buzău cum a fost bătălie la Ciucă în Irak. Ciolacu și-a luat teren pentru că a fost revoluționar. Iar când titlul i-a fost pus în pericol, l-a dat afară pe secretarul de stat care nu i-a aprobat mizeriile. Am aflat din monitor oficial că sunt demis cu semnătura domnului premier. Nu, nici ancheta asta nu a circulat, nu a fost preluată de nicio televiziune, pentru că televiziunile preferă banii PSD și ai PNL. Așadar, anchete și informații de maxim interes public nu ajung pe canalele media cele mai importante din cauza banilor prin care Ciucă și Ciolacu își cumpără liniștea. Banii noștri, să ne înțelegem. Două publicații, Libertatea și Gazeta Sporturilor, au fost mutilate de interesele companiilor de pariuri. La fel, tăcere. Aproape nicio televiziune nu a vorbit despre asta. Nu s-a scandalizat. Nu au existat talk show-uri și dezbateri. Nimic. Iată așadar consecințele banilor dați de partide presei. Democrația e acum pisica aia împăiată, pe care în filmele de groază o mângâie un copil orb care crede că e vie. Îmi pare rău, e mierlită băiatul. În primele 10 luni ale anului 2023, partidele politice au cheltuit 198 de milioane de lei din subvențiile de la bugetul de stat. Aproape jumătate, 49%, au ajuns la presă. PSD, 46,7 milioane lei. PNL, 37,7 milioane lei. USR, 11,9 milioane lei. Ar trebui să ne explice totuși și civilizații de la USR pe ce dau aceste găleți de bani. Din ce știm, PSD și PNL merg pe presă centrală, USR pe presă locală. Bineînțeles că știm pentru ce sunt acești bani. Pentru publicitate care nu e marcată ca publicitate, pentru minciună adică. Libertatea a aflat săptămâna asta că PNL a plătit tot anul trecut 9 milioane de euro către 3 agenții de publicitate. Una dintre ele a luat 41 de milioane de lei, ca să vă dați seama de proporții. Principalii vinovați pentru dezastru în această țară sunt în primul rând
televiziunile care primesc bani de la stat sub formă de publicitate și promovează agenda partidelor aflate la guvernare. Mințiți în mod ordinar. Umilință! Doamne, e gripa asta. În locul lui Gâdea, un om onest ar fi întrebat altfel. La ce televiziuni vă referiți, domne? Dar nu, Gâdea a intrat cu mințiți, n-am luat nimic. Da, mi-am amintit de bancul cu se întâlnesc doi și unul zice: bă, înțeleg că ai mâncat bătaie în gară la Fetești. Aia mă, ce dracu ai gară? În 2024 sumele vor fi mult mai mari. Bugetul pentru subvenții este de 314 milioane de lei, cu o treime mai mare decât cel din 2023. Peisajul nu este deloc unul îmbucurător. România se află pe locul 53 din 180 de țări la capitolul Libertatea Presei, conform ultimului raport al organizației Reporteri Fără Frontiere. Raportul mai subliniază că presa noastră suferă de lipsă de independență și de interferențe. Dar cel mai important, citez, deturnarea fondurilor publice pentru finanțarea mass media într-un mod netransparent este o practică politică larg răspândită care denaturează atât piața cât și funcția de supraveghere a mass media. Asta scrie raportul din 2023. Să vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat, colaborăm și vom colabora în continuare și pentru modul profesionist în care vă desfășurați activitatea. La capitolul democrație, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Normal. Potrivit topului publicat anual de The Economist. Cu un scor de 6,45, țara noastră este în grupul statelor cu democrații deficitare. Despre asta este 2024. O societate în care două partide și un președinte călător au sechestrat instituțiile statului și au pus presa cu botul pe labe. Totul este secret ori semisecret, iar presa, jucăria acestor agramații. Vala Vașciuc, Călin Constantin, deputat în circumscripția numărul 12, Călăraș. Da, 2024 e anul în care ni se va cere să votăm PSD și PNL, pentru că AUR nu e un partid democratic. Aha, ok, PSD și PNL sunt. Vor spune oamenii că e instinct să voteze cu AUR? Na. La revedere! Hai, taie-o! Taie-o cu hoții tăi cu toți! Chiar, știți cât e subvenția de la buget pe cap de locuitor viu, pe animal democratic, zic. Iată câți bani primesc partidele de la stat și în alte țări. Italia, 0 euro. Elveția, 0. Ungaria, 0,35 euro pe cap de locuitor. Polonia, 0,44. Spania, 1,13 euro. Franța, 1,2 euro. Germania, 2,3 euro. România, 2,64 euro pe cap de locuitor. Danemarca, 2,8. Belgia, 2,9. Austria, 3,3 euro pe cap de locuitor. În majoritatea țărilor europene, fondurile necheltuite se întorc la buget. În România, partidele pot să pună la ciorap aceste sume pentru alegeri. Ia stai mă, că sunt pe Ciolacu să-mi dea înapoi bani. Vă salut, domnul Ciolacu! Sunt Mihai Radu de la Recorder. Asta e vestea bună. Putea să fie Alex Nedea. Ei, care bani? Aia pe care ți-am dat să faci școli, dar tu îi bagi în buzunarele ziariștilor ca să mă mintă. Fix aia, da. Chiar n-aș vrea să mă minte cineva pe banii mei, știi ce zic? 2,64 de euro la cursul zilei. 13 lei și ceva vine. Accept și bonuri de masă. Cum? Nu sunteți domnul Ciolacu? De cine sunteți? Domnul Prelipceanu? Am înțeles. Era Preli, frate. Colegii mei vă vor suna încă o dată. Vrem și noi să știm totuși cine sunteți. Ședințe PNL-PSD pentru comasarea alegerilor. E la fel de absurd ca și cum ai face ședință ca să stabilești ce scoruri să aibă partidele la alegeri. Ce să fac? Alții la vârsta lor fac nebunii din alea, urgii. Mă uitam la cei care negociau. Vă amintesc că acum 4 ani, la ultimele alegeri, PNL avea alt președinte, unul care acum e în opoziție, iar vedeta partidului era Câțu, unul care acum e la DNA. Nu cred că pot să fiu antipatică. Același PNL cerea atunci voturi ca să scape țara de PSD. Același PSD cu care azi stă la masă să vadă cum fac cu democrația românilor. Că prea sunt multe porți într-un an. Iată-l pe Ciucă cu o declarație absolut superbă. Este o decizie pe care o vom discuta în partid și în coaliție. Nu vom lua niciodată decizii decât asumate, nu pe surse.
iar decizia va fi în așa fel încât să fie bine pentru cetățenii României și pentru democrație. Cine spune ciucă? E o decizie pe care o vom discuta în partid? Nu de asta ne e groază. Știm foarte bine că discutați în partid tot felul de nenorociri. Treaba e că numărul de alegeri și democrația nu ar trebui să fie o chestie pe care o discutați voi în partid. Democrația însemnează o înțelegere că omul este în centrul societății și toate instituțiile se învârte jurul lui. Și mai zice, nu vom lua niciodată aceste decizii decât asumat. De ce are Ciucă impresia că astfel de declarații ne-ar liniști? E ca și cum ai zice, stați calmi, că dacă facem dictatură, o să vă zicem. O să fie pe față, vom semna hârtii. Mus, legant, criticat. Omule, problema e ce vreți să faceți și cum vă potriviți alegerile astfel încât să vă vină bine vouă celor de la putere. E abuz pentru că partidele de la putere amestecă alegeri și potrivesc democrația astfel încât să le vină lor mai bine la procente. Altfel, dacă vă asumați, poate fi comasat și Paștele cu Crăciunul, așa pare. Iar noi trebuie să zicem, a, nu e ok, pentru că e asumat. În acest timp, prieteni, USR face scandal, însă el cu el. În timp ce ei acomasează alegeri și fac dansul pinguinului pe democrație, USR a umplut internetul cu un scandal legat de plata cotizației. Cu 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane. Ce? Nu l-au lăsat pe europarlamentarul lor să intre la o ședință că nu-și plătise ăla cotizația. Belea! Europarlamentarul Vlad Gheorghe nu a fost lăsat să intre la o ședință. Iar pe Elena Lasconi, vedeta lor până acum puțin timp, nu vor să o mai vadă nici prin videocall. După ce a primit un șut în fund pe românește, de pe lista de europarlamentare, un singur lucru am cerut. Să am o discuție cu Biroul Național. De 3 luni aștept asta. Cele mai mari lupte useriștii le dau în propriul partid. Ați observat? Fac ce fac și se joacă de-a Titanicul. There's a boat. Jack. Cele mai bombă știri cu USR ies când se omoară între ei politic. Un partid din ce în ce mai mic, cu orgolii din ce în ce mai mari și cu șefi care par tot mai hotărâți să dețină partidul. Comportament de pechinez de la care coțeie jucăria de pluș. Suntem reprezentanții și liderii Alianței Dreapta Unită. Uite-i mă, zici că sunt de la reconstituirea cazului cu piftia furată de la geam. Ați văzut probabil știrea. Băi, am zis cu piftie, nu erau sarmale? Păi nu, mie să nu se găsească chiar un milițian că mințim. Așadar, USR și Drulă visează un viitor mai bun pentru țară alături de Orban și Tomac. Viitor cu Orban și Tomac? Cioloș nu e. Nu zic eu că ar trebui sau nu să fie, dar mă gândesc la electoratul USR care se uită așa și zice, deci noi suntem mai apropiați de PMP decât de Cioloș? Pentru cei care au deschis internetul mai târziu, PMP a fuzionat în 2016 cu UNPR, partidul lui Gabi Oprea. Cum a fost în arest? Am făcut 4-5 zile de arest. Și bine că l-am făcut. Știu, vi s-a întors mâncarea în gât. Ești mai ok dacă fuzionezi cu WC-urile din Gara de Nord. Chiar, domnule Drulă, clanul sportivilor nu v-a dat niciun răspuns? Deci, m-am bătut cu lumea. Am și dat, am și luat, am și tăiat. M-a și tăiat. Ne trebuie și nouă cineva pe sport, totuși. Și este adevărat tot ce se zvonește. Și acum ce vă enervează pe voi? Câteva comentarii. Îmi pare rău că nu avem loc aici de mai multe răspunsuri, însă le citim și vă mulțumim pentru implicare. Primul comentariu. Vă rog să lăsați în pace pe doamnele de la ASF, că dădeau tips frumos de fiecare dată când livram mâncarea. Măcar acum știu de unde își permiteau. Jură-te că nu le-ai scuipat niciodată în ciorbe. Pam! Cineva hotărât? Mihăiță! Eu iau pastile pentru a-mi ține sub control presiunea arterială. Când ascult postările voastre, trebuie să dublez doza, dar tot nu mă las. Cred că sunt masochist. Bravo și aștept cu pastilele pe masă următoarea postare. Hai mă, să nu ne mai plângem atâta, că avem și antibiotici acum la liber, ai văzut? În 2-3 ani cu digitalizarea asta, comandăm pastile la Zmur, ni le aduce la ușă ca la Glovo. Alt comentariu. Ce mă enervează
e că pe de-o parte îi criticați pe cei de la putere și pe de alta vă doriți un sistem în care dobitocii ăștia ar avea și mai multă putere să jefuiască cetățenii. Ne dorim mai multă putere pentru PNL și PSD? Mai greșit adresa, băiatul. De ce am vrea asta? Te referi la alți dobitoci? Alt comentariu. Grande fratello, o sinteza perfetta. Avanti così. Oh, Marcello, ti pupo. Una fotosinteza perfetta. Putem să facem asta, ce ați văzut azi, pentru că o grămadă de cetățeni donează. Le reamintim pe această cale că s-a deschis o nouă sesiune de completare a formularelor 230, prin care pot redirecționa 3,5 din impozitul pe venit către Asociația Recorder. Durează mai puțin de un minut dacă intrați pe linkul din primul comentariu și vă introduceți datele. În felul acesta vom avea resurse să enervăm în continuare pe cei de la putere. Și nu uitați, dați subscribe la canalul Recorder Talks, comentați, distribuiți, enervați-vă cu măsură. În încheiere, cum v-am obișnuit, inegalabilul Mațe. Bună seara, vă ascult. Cine este vinovatul, cine sunt vinovații pentru această dezbinare a românilor? Consider, din punctul meu de vedere, că principalii vinovați pentru dezastru în această țară sunt în primul rând, televiziunile care primesc bani de la stat sub formă de publicitate și promovează agenda partidelor aflate la guvernare. Mințiți în mod ordinar. Să cântăm. Mințiți în mod ordinar. V-am mințit direct în față. Mințiți. Pe la televizor? Eu zic că minți. Înseamnă că tu-l minți pe Dumnezeu. Mințiți. Minciuna este mai mult. Adevărul este numai unul. Mințiți. Din păcate ne-am învățat cu toții să mințim că e mai ușor. E de noapte minți. Cea mai bună minciune e adevărul, domnilor. Motiv pentru care vă întrerup chiar acum. În direct acum cu noi prefectul Capitalei. Bună seara. Ne auzim? Alo. Ne auzim, bună seara. Sunteți în direct. V-am văzut mai devreme la Chiajna, a stat de vorbă cu protestatarii. Adică dumneavoastră. Eu de ce? Nu vorbim cu Rareș Hopincă, prefectul Capitalei? Nu. Să cântăm. Nu. Domnule prefect, sunteți cu noi? Nu. Ne auzim? De ce? Nu. Înseamnă că este o greșeală. Deci nu sunteți Rareș Hopincă. Nu. Ne auzim? Cine sunteți? Nu este prefect, este greșeală, înseamnă. Dar cine sunteți? Sunt un cetățean ca oricare. Ne dăm seama după voce.